Echipa de fotbal din Ghencea va inaugura mâine tribuna terenului 5, stadion de aproximativ 1200 de locuri. La meciul cu Electrica, un sector va fi rezervat doamnelor și domnișoarelor care vor susține pe jucătorii lui Oprița. Mijlocașul Stelei, Florin Răzdan, va avea și el doi suporteri de suflet la partida din weekend. Este vorba de mama și soția lui. Maria, mergi la meciurile lui Florin? Vin la toate. Nu ratez niciunul. Chiar niciunul. Este și o nouă tribună aici, sunt condiții mult mai bune. Eu mereu aveam o problemă, că niciodată nu prea aveam loc pe unde să stăm și era mai dificil. Dar acum e perfect. E mult mai ușor. Spuneți că aștepți să iei loc și în tribuna noului stadion când va fi gata? Sigur, e ce-mi doresc cel mai mult. O să vină momentul să fie unde le este locul. 24 de goluri a marcat Florin Răzdan pentru Roșii Albaștri în acest sezon. El a spus, în exclusivitate pentru Steaua TV, cine este persoana care îi dă energia necesară să meargă mai departe cu Steaua în eșaloanele superioare, în timp ce soția lui Maria ne-a povestit cum l-a cunoscut pe Florin. Eram la ziua unui prieten și acolo ne-am cunoscut. Și el a început ușor să dea like, să mă caute. E un om deosebit, e... Nu știu, e perfect. În ochii mei e perfect. Cum e viața de tătic? Nu știu, încerc să mă obișnuiesc. Am reușit oarecum. Mai am și o de învățat. Este frumos, știi pentru ce lupți în viață. Este un lucru foarte, foarte, foarte frumos. Acum totul e pentru el. Ce tati? Știi ceva. Ce vrei să zici tu? Meciul cu Electrica va avea loc sâmbătă de la ora 15 și va putea fi urmărit în direct pe canalul de YouTube Steaua TV.